În această dimineață urmează să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, din capitolul 11, începând cu versetul 7, pagina Sfânta Scriptură 935. Matei 11, începând cu versetul 7. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce a cesit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce a cesit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce a cesit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Că cel este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vă salut și pe ceilalți care în serile trecute n-ați putut fi aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragilor, am ales în această zi un pasaj din Sfânta Scriptură, încercând cumva ca, venind din România, să mă îndepărtez de perioada aceea în care noi predicăm despre arătările Domnului Iisus Hristos. În țară încă, aici nu, că ați depășit perioada Paștelui mai repede decât noi, și în țară noi încă mai avem de-a face cu Toma, încă mai predicăm despre el și despre arătările Domnului, dar am ținut cont că dumneavoastră sunteți mai în avans decât noi și am zis să mă îndrept spre alt personaj. Totuși, dragilor, vă spun ceva acum, pentru că ultimul verset mă obligă cumva să vă spun ceva, mai degrabă să vă întreb ceva. Știți care sunt cei mai frumoși oameni care au sărbat sărbătoarea Paștelui? Cei care și-au cumpărat haine, cei care au achiziționat o mașină, cei care au putut merge în țară să cheltuie niște bani, să vină înapoi, poate că altul a stat de sărbător numai aici. Că s-o gândi de data asta, nu mai mă duc să cheltui atâția bani, mă duc, vin și rămân aici. Știți care e cel mai frumos om și cine arată cel mai bine la sărbătoarea Paștelui? Dumneavoastră ați văzut undeva vreodată, că există oameni, să știți, de-aia vă întreb, vreun om care n-are urechi? Să fie avut un accident, să-i fie tăiată numai ureche, sau alții n-au două urechi. Pavilioanele astea, ca să înțelegeți de ce zice Domnul, cine are urechi, să audă. Cei mai frumoși oameni de Paște sunt aceia care au urechi, că ea-s foarte urâți, să știți. A văzut și la un câine, când îi tai urechile, pare mai fioros. Așa e gingaș cu ele lăsate, așa, dar când îl operești și tai urechile, pare mai agresiv. Întotdeauna, să știți, la sărbători, cei mai frumoși oameni nu sunt aceia care se îmbracă, care se tund, care își fac freza, care se parfumează, sunt ăia, dragii mei, care au urechi să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și eu mă rog din suflet ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și să sporească fiecăruia dintre noi credința. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos asta a vrut să facă. Să ne sporească credința și să ne aducă ceva, ceea ce nu putem cumpăra cu bani. Și anume pace, pace. Peste tot a fost nevoie de pace și de răni. Niciunul n-a fost mai bun decât Toma, credeți-mă. Doar că el a fost liderul din dimineața învierii, până să-l întâlnească ei pe Iisus. Că ăștia la toți stăteau ca în timpul pandemiei, acolo, izolați. N-aveau curaj să iasă de frica iudeilor. Ce înseamnă frica iudeilor? E mult de spus, dar nu ăsta e subiectul din dimineața aceasta. Dar erau închiși. Bă, cred că eu stau ca voi aici înăuntru. Eu mă iau și mă duc.
Nici Petru nu s-o băga să zică, mă, tu stai aici. Bă, are curaj mai mult decât noi. Are curaj mai mult decât noi. Și a fost lider în dimineața învierii. Dar fără un Hristos înviat, vreau să vă spun că mandatul unui astfel de lider e foarte scurt. Următoarea duminică, Domnul a fost prezent acolo și era și Toma. Și nu mai comenta nimic, nu l-a lăudat Domnul pentru curajul lui, numai atât o putut să zică, Domnul meu și Dumnezeul meu. Că asta vrea să facă tot timpul vieții noastre Hristos din noi. Să ne ducă de la starea în care îl vedem ca Domn și îl respectăm, la starea în care devine Dumnezeul nostru. De la înhumare, că l-au văzut, l-au luat unul care avea mormânt, era mai bogat dintre ei, l-au dus acolo, s-au dus femeile, de-aia s-au dus ele și dimineața, știi? Ca să mai îmbălsămeze ceva, ca să mai împrospăteze ceva în pânzele alea care îl înfășurau pe Domnul Iisus Hristos. Bă, de la înhumare nu-i treabă simplă să ajungi la închinare. Și acolo vrea să ne ducă Hristos. Cum e azi? Îi viu Domnul? Îi viu Domnul? Mărire lui Dumnezeu. Ați mâncat, cred că nu toți, dar nu majoritatea. N-ați venit de la spital, de la perfuzii, n-ați venit de la citostatice, sunteți în casa lui Dumnezeu și trebuie din toată inima să-i dați Domnului slavă. Pentru că Dumnezeu nu acceptă, dragilor, uneori starea noastră de apatie care zicem noi, Domnule, e normală după atâta muncă cât am trudit, după câte am făcut noi. Nu e normală starea aceasta, pentru că uitați-vă la ucenici, când erau în furtună, gălăgia mare îi deranja foarte tare. Gălăgie, tunete, fulgere, valuri, vânt puternic. Domnul dormea acolo la cârmă pe căpătâi. Și când s-a ridicat Domnul, de fapt îl trezesc ei așa cu o întrebare foarte egoistă. Ce nu-ți pasă că pierim? Nu a zis, nu-ți pasă că te neci aici, că ești la cârmă pe căpătâi. Să nu-ți pasă că pierim. S-a ridicat Domnul, a certat vântul și marea și nece cuvântul lui Dumnezeu, că s-a făcut o liniște mare, dar din nou nu era bine, că iar erau speriați. Cine este acesta de la ascultă marea și vântul? Vedeți, gălăgia mare ne sperie. Liniștea mare ne sperie. Ce nu ne sperie de cele mai multe ori? Mediocritatea. De-aia, dragilor, nu vă lăsați în mrejile astea ale apatiei, și luptați-vă cu duhurile dumneavoastră ca să dați slavă împăratului care este viu în vecii vecilor și este aici. Este aici, binecuvântat să fie numele Domnului. Vă mai spun ceva, dacă înseamnă ceva pentru Dumnezeu când spui Germania, înseamnă acele locuri ca niște beculețe așa pe care le vedeți dumneavoastră din avion când călătoriți. Așa sunt bisericile lui Dumnezeu, din toată Germania, din toată România și de pe tot pământul. Asta contează pentru Dumnezeu pe pământul acesta. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragilor, am ales astăzi să vorbesc câteva lucruri despre Ioan Botezătorul și vreau să vă spun că omul acesta a avut o perioadă de ascendență și a avut și o perioadă de descendență. Și titlul mesajului din această dimineață este Ascendență, descendență, dar niciodată decadență. Vom avea perioade de urcușuri, vom avea perioade când trebuie să ne micșorăm, dar niciodată nu trebuie să fim într-o stare de decadență spirituală. Va fi ascendență, descendență, dar să nu fie niciodată decadență. La Ioan Botezătorul n-a fost așa. Și vreau, dragilor, uitându-ne la trei detalii în această zi, să vedem cum a reușit omul acesta să-și păstreze mandatul din partea lui Dumnezeu. Foarte simplu, foarte simplu. Nu e simplu de făcut, dar mesajul vreau să spun că e simplu. În primul rând, vreau să vă aduc în atenție detaliul dietei. Știți că Ioan Botezătorul avea o familie cu dare de mână? Știți că el n-a fost nici pe departe un om sărac? Știți că faptul că s-a dus el acolo în pustiu, nu s-a dus ca să se însingureze, ca să se înstrăineze? A vrut evadarea asta acolo pentru post și rugăciune. De ce? Pentru că a dorit să-și păstreze mandatul dat de Dumnezeu. Și fiecare de aici are o chemare din partea lui Dumnezeu. Dacă ai fost chemat să fii ușier, fii cel mai de treabă. Sunt unii care nu pot predica niciodată în biserică, dar pot zâmbi.
Când intră unul pe acolo, poți zâmbi, dai mâna, așa cum au făcut și cu mine. M-au primit bine, zici că mă cunosc. Eu nu sunt predicator cunoscut, dar zici că ei mă cunosc de nu știu când. Dar e locul lor acolo. Ești chemat să te rogi, să postești. Fă-o în așa fel, de aceea Biblia, unge-ți fața. Ești chemat să dăruiești. Nu fă ca unul care în biserica noastră, atunci când are un leu, bagă mâna în coșulețul de colectă până aici. El e tare smerit să nu se vadă cât dă. Și când are una de 50 de lei, știi, îl cheamă pe cel care duce coșulețul de colectă cu aia de 50 sau de 100. Hai și paci, să nu uiți cumva de mine. Ți-a dat Dumnezeu un mandat și mandatul ăsta e sfânt și trebuie să-l accepți, să te bucuri de el. Pentru că Dumnezeu s-ar descurca și fără mine și fără tine și fără oricare de aici. S-ar descurca Dumnezeu. Dar uite, Dumnezeu ne dă posibilitatea doar așa, ca să facem ceva pentru el, ca să ne simțim noi împliniți. Dacă a făcut el cerul și pământul, cum se spune aici, cred că vineri seara, din nimic. Păi crezi că n-ar putea Dumnezeu să facă toate lucrurile din nimic, dar le face împreună cu noi spre bucuria noastră. Uită-te, cum ar fi putut Iacov să se lupte o noapte întreagă cu Dumnezeu? Că așa zice, ai luptat cu oameni și cu Dumnezeu și ai ieșit biruitor. Păi cine poate să lupte cu Dumnezeu? Ce-a avut Iacov ăsta de putut să se lupte cu Dumnezeu? Nimic în plus decât noi. Știți care a fost problema? Că Dumnezeu i-a dat doar un deget să lupte. Așa cum ai văzut, ai câte un băiețel din ăsta așa mai războinic. El s-ar lua la bătaie cu tata, în joacă, bineînțeles. Și tata îi dă câte un deget, câte o ureche și apoi te trage. Și, știi, el are impresie că se bate cu tata. Dar tata se coboară la nivelul lui. Cum s-a coborât la nivelul lui Iacov, să-i dea posibilitatea. Să lupta el și... L-a văzut așa Dumnezeu că se luptă mai mult decât să gândească, să se uite introspectiv la el și în zor de zi zice, auzi, cum te cheamă pe tine? Și el zice, Iacov. Și n-ai putut să spui de-aseară că te cheamă Iacov. Te-ai luptat o noapte întreagă? Dar ce însemna Iacov? Și asta era toată problema lui, da? El a crezut că o biruință începe întotdeauna cu o victorie așa, pe care o are el cu oricine s-ar lupta. Și Dumnezeu îl învață atunci, în zorii zilei, că orice biruință trebuie să înceapă cu o capitulare. Și după aia o tras piciorul după el. Imaginează să vin, l-o întreba soțiile, copii, de unde vii? O seară prelungită am avut noapte de veche cu Dumnezeu și așa să vine șchiop. Și uneori, dragilor, credeți-mă, nu abandonăm lupta noastră până când nu ieșim cu ceva deficiență mare. Ori financiar ieșim pe minus, ori cu sănătatea avem probleme, tragem piciorul după noi așa cum l-am tras eu odată. Am pus-o pe mama soacră la spital de pe un scaun pe altul. Și apoi, vă câteva luni de zile vreau să vă spun că nici lucerna n-a mai adunat-o cu grebla, că trăgeam piciorul după mine în grădină. Și mă durea și mă durea și a venit și timpul cu zăpada și așa am dat zăpada. Mă duceam cu piciorul tras încolo și ai că splug. Așa vreți dumneavoastră să învățați de la Dumnezeu? Suferind ca Iacov? Că Domnul nu-i prinde o venă să-i pună o branulă, ca să-i pună o perfuzie în dimineața aceea. O atins Dumnezeu odată direct în nerv, fără aparatură, fără nimic. Și gata a fost. Putea Dumnezeu să-i facă asta de seara, dar îi dă șansa lui să lupte așa cum nouă ne dă, să punem la colectă, să cântăm, să deschidem ușa bisericii, să facem curat, să ne rugăm pentru auzi, pentru oia din af, pentru președinți, pentru războaie, noi care suntem aici, noi niște oameni însemnați. Ne dă Dumnezeu mandatul ăsta ca să ne simțim utili în împărăția lui Dumnezeu. Na, nu-ți vine să zici, măriți să fii tu, Doamne. Detaliu dietei. El alege să mănânce lucrurile astea nu pentru că n-avea sau că i le-a cerut Dumnezeu. N-am nimic cu cei care sunt mai supraponderali și eu sunt. Deși unii când mă văd când cum mănânc, așa a făcut Dumnezeu datorită problemelor de sănătate, să am doar 3 alimente de bază. Doar 3. Intru și acum și în țară cu nevasta în lid. Pe unde merg e o problemă. Ce să-i dăm la ăsta să mânce? Masa plină, dar nu poate aia. Lista e lungă. Am un tabel, deja am început să-l învăț pe de rost de vreo 2 ani și ceva.
Așa că mă uit pe o masă cu de toate, bufetul e de să fie, scanez tot și știu deja ce au, ce nu au alimentele. Dar uite că totuși, nu? N-arăt așa rău. Arăt mai bine decât trăbă. Știți că omul ăsta a zis, dacă eu sunt doar glasul, repet, dacă eu sunt doar glasul celui care strigă în pustie, eu nu trebuie să fiu altceva. Zic că, bă, dar ce bine ăsta. Când l-au văzut ăștia când s-au dus în pustie, bă, dacă el se hrănea numai cu miere sălbatică, dacă el se hrănea numai cu lăcuste, vă dați seama cum arăta. Ăsta e Ioan Botezător, ăsta? Ăsta e cel care urmează să vină în Duhul și în puterea lui Ilie, elui? Bă, nu reprezintă nimic omul ăsta. Și exact asta vrea să fie Ioan, pentru că exact asta a vrut să fie Dumnezeu. Sunteți de acord? A făcut bine Ioan cum a procedat. Dragilor, uitați, venim la biserică. Până mai acum câteva luni locuiam undeva și aveam ăla de la centrala de gaz, știi? Senzorul ăla. Chiar în stradă, pe unde treceau surorile, că în zona noastră, la Arad, acolo, în grădiște, zmuscul. Tuc, 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 trec, așa. Câteodată se oprea centrala. De la, știți, de la spray-uri, știi? Noi venim, noi până asta ne impunem, știi? Și am zis eu odată, că știi, Moise credea că, dacă eu zic socrul său, mai ușor la oi, nu-ți fă probleme, ești mai liniștit, nu-i ca în Egipt, unde trebuie să faci școală, unde trebuie să înveți o grămadă de chestii, să ții același nivel cu vrăjitorii, cu toți cei care sunt acolo. Aici e simplu la oi, numai te pui în fața lor și ele vin după tine și seara le duci acasă. Numai că mai ai o treabă, zice, când vii, mai trebuie să pui mâna și pe furcă să scoți gunoiul, știi? Că în viață nu poți să miroși doar a Christian Dior, mai trebuie să miroși și a Christian Dior. Și trebuie să-ți placă mandatul ăsta. Vreau să vă spun că odată, asta am vrut să vă spun. Vin unii, poate ne urmează, zice, mă iau după ăsta, că ăsta mere la discotecă, știi, urmându-ne, după cum, știi, așa, după cum arătăm. Și ne pomenim la un moment dat că e cineva în spatele nostru și e la biserică. Tu aici ai venit, eu credeam că meri. Nu știu, credeam că e ăla, cum îi zice, festivalul berii sau ce-o mai fi pe acum. Ce festivaluri o fi pe aici. Dar tu ai venit la biserică. O femeie care nu prea știa atât de bine, nu era atât de deprinsă să conducă mașina. La un moment dat a început să plouă foarte tare, era și un fel așa de ceață și cum ploua și torențial s-a gândit, Doamne, ce fac, cum mă orientez, că avea impresia că nu mai știe pe unde-i. Mai vedea un pic axa drumului și o mașină cu stopurile chiar în față. Și a zis, mă țin după asta. I se părea că merge în direcția bună și tot s-o duc și tot s-o duc. Și la un moment dat ăla s-a oprit din față și a stins și stopurile mașini, toate luminile s-au stins, ploua torențial și acum ea frustrată și nervoasă. Mai și clansona, știi? De ce s-a oprit ăsta în mijlocul ploii, mai vine unul din spate, mă accidentează, dar domnul se dă jos, cel din față, din mașină, și vine la ea la geam. Și ea deschide și zice, de ce v-ați oprit, domne, pe ploaia asta torențială, tocmai aici în mijlocul drumului? Și doamna, aici nu e mijlocul drumului, aici e la mine în curte. Înțelegeți? Unii ar vrea să ne urmeze, dar oare le demonstrăm noi ceva dinainte, prin mandatul pe care îl avem noi? Că noi trebuie să-i ducem la Hristos? În curtea Domnului? Detaliu dietei. Uitați-vă la el. Miere sălbatică. Și vă spun ceva. La un moment dat devenim atât de oportuniști. Știi, Dumnezeu îi zice la un moment dat, lui Elisei spune femeii să adune vase multe, să toarne un de lemn în ele până când se umple. Dar mai dă un detaliu, zice. Să tragă ușa după. Să tragă ușa după. Că noi atunci când ne binecuvântează Dumnezeu, vrem să uităm de mandatul nostru, de aia, cu smerenie, cu supunere, cu omul ascuns al inimii. Nu, la noi e ușa deschisă când ne binecuvântează Dumnezeu. Păi sunt unii din străinătate care nu vin în țară numai pentru că anul ăsta nu au putut să-și schimbe mașina. De la cinciar nu pot să aibă șeptar și alte lucruri și alte lucruri. Și sunt alții care, un telefon, vă spun lucruri clare, un telefon au în Germania și altul când vin în țară. Și dacă nu pot avea altul când vin în țară,
Domnule, atunci ai problemă foarte mare. Oameni care vor să fie binecuvântați, dar cu ușa deschisă. Dar după ce văduva aceasta toarnă în toate vasele acelea, vă aduceți aminte ce-a făcut ea? Ce, domne, gata, s-a dus la piață, la obor, a început să vândă, să facă reclame pe internet, pa, investiție. Da? Antreprenoriat. Ce-a făcut femeia asta? L-a căutat pe omul lui Dumnezeu și a zis, ei, și știa aia ce trebuie să facă. Dar au zis, eu nu pot să fac acum până nu-l întreb pe Dumnezeu, chiar dacă vasele spline. Și au zis, om al lui Dumnezeu, ce trebuie să fac? Vinde. N-o să știți că noi de multe ori nu suntem așa. Vin niște ajutoare poate de la dumneavoastră, în saci, haine, dero, nu știu ce. Că faceți și știu că duceți în Oltenia, prin Moldova, în alte părți. Domnul să vă binecuvânteze. Numai că uneori lucrurile astea pot ajunge la niște oportuniști, care nu mai întreabă pe Dumnezeu ce fac înainte să le deschid, pe cine să chem. Și deschid ei și își cheamă neamurile și probăm tot ce acolo și ce ne convine și ce-i cu aici, cu ceva, știi? Să aibă ceva aici, că așa e românul. La toți le place. Cea unul am fost în străinătate, am predicat într-o altă biserică, nu ca dumneavoastră, și unul stai frate, înainte să pleci să-ți dăm și un tricou. Dar n-avea nicio firmă. Și-o scos, zice, așa un fel de vas din ăsta, cu tot felul de branduri din astea. Zice, și mi-a cosut un crocodil, zice. Dacă n-am ajuns în țară, era cu capul în jos, crocodil. Ne place nouă să arătăm, domnule, opulență, chiar dacă nu e original, dar să arătăm. Vrem să fim binecuvântați, dar, știi, să vadă lumea cum împarte Dumnezeu. Dumnezeu nu împarte daruri. Să țineți minte treaba asta. El nu-i Moș Crăciun, numai Moș Crăciun, inexistent, împarte daruri. Domnul înmulțește binecuvântarea. Ce mai ai? Puțin un de lemn acasă. Aliluia! Deja ești binecuvântat. Că aia poate înmulți Dumnezeu. Da? Câți bani ai? Pe ce ai putea, logic, chiar aici unde câștigi mai bine poate decât în România, să-ți crești tu 10-11 copii? Păi ce, dumneavoastră, în familie din care provineți, ați crescut, logic, așa, cu salarul tatei? Dar de unde? Nu știm. Știm doar că Dumnezeu mulțește și ne-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Detaliul dietei. Când ajunge el la miere sălbatică, nu-i ușor să fie apicultor la din astea domestice. Dar să cultivi miere sălbatică, auzi? Păi acolo trebuie să fii meseria, să ai dexteritate. Și când s-a văzut el că poate să stăpânească arta asta, munca asta, uite că nu i-a venit în cap să mă fac apicultor. Că din tot rău iese și câte un bine. Și de aceea unii nu pot ajunge nici marța la rugăciune, nici joia la biserică. Sunt unii pe care de când îi știu tot timpul au vagon în gară, marța. Numai marța vine, vagonul în gară, ca o brutărie, ca oaia, ca aia, aia, aia altă. Și n-ajung, da? Ei au primit un mandat de la Dumnezeu, dar nu pot. Unii sunt păstori și au și nu știu ce joburi și nu știu ce afaceri. Trebuie să-l cheme pe altul să-i mormânteze mortul la biserică. Că el se bagă tot mai mult în glie. El nu a fost așa un oportunist. El a rămas, nu e un cuvânt consacrat, a rămas doar un apecultor, da? Adică să fie apă mare în Iordan, să pot boteza. Și ce important, dragilor, că nici nu a cerut ceva sponsorizări. Bă, dacă tot văd că vin câte 3.000 de oameni, domnule, zilnic, să vină la mine la Iordan, că să știți, înaintea lui Israel, Ioan Botezătorul avea alt statut, unul chiar mai credibil decât al lui Iisus Hristos. Mă cutremur când spun treaba asta. Dar și acum, dacă vei căuta la evrei, Ioan Botezătorul este consemnat ca unul dintre proroci. Așa cum a fost Ezechiel, Eremia și toți ceilalți. Și Ioan Botezătorul este. Numai pe Iisus nu a vrut să-l aibă ei. Și el când a văzut așa că se bucură de o astfel de popularitate, nu a zis, băi, să turnăm niște betoane aici, să facem niște vestiare, să facem investiție și apoi adunăm și apoi numai Dumnezeu știe unde, cum și cum să duc banii și cum. Nu, el nu a făcut așa ceva. Las că-i bine așa, că eu vreau să rămân doar glasul celui ce strigă în pustie. Uite, dacă te duci undeva să predici, să slujești și nu spune numele acolo, fratele, predicator, conducător, păstor, ce-o fi, nu-ți prea convine, nu zici nimic, nu? Păi să nu zică mie că-s Nelu Popelea și că de unde vin?
Dar de ce ne supărăm? De ce suntem așa frustrați? Dar dacă ar crede oamenii că suntem niște îngeri din moment ce nu avem nume, e problemă? Nu ne prea place să fim îngeri, nu ne place să fim un fel, adică și așa, să creadă oamenii că suntem îngeri, dar totuși îngerii să aibă un nume. Nu vrem să rămânem doar glasul. Și apoi zice lăcuste. Știți, dragilor, că există anumite legi din astea ale alimentației. Mi se pare că legea cu Sher se numește cea care are de-a face cu alimentația evreilor. Nu numai că n-aveau voie să mănânce unele vietăți, dar unele și care ni se par că ar fi logice pentru noi, cum ar fi pește. Păi ce, mai trebuie să mai cauți ce fel de pește? Și totuși evreii trebuiau să caute. Dacă n-avea aripioare, dacă părea mai mult așa, mai mult șarpe decât pește, n-aveau voie să-l mănânce. Lăcuste. Păi din moment ce mănânc, Doamne, lăcuste aici, mai trebuie să caut ce fel de lăcuste. Da, pentru că Dumnezeu a zis, numai cele care au pe piciorul din spate o anumită articulație. Trebuiau cercetate. Și el nostru, după ce că sunt slab aici, după ce că mănânc numai miere sălbatică și mă împung albinele, după ce că sunt mărăcin, după ce că umblu așa în situația asta și n-am văzut om de nu știu când și dorm singur pe aici, să mai caut și la lăcuste, am eu timp de așa ceva? Dar o face, dragilor. De ce? Ca să-și păstreze mandatul ăla de a rămâne glasul lui Dumnezeu. Și așa a fost. Și să ne ajute Dumnezeu ca și noi să facem lucrurile acestea, dragilor. Există, vreau să vă spun, există lucruri pe care trebuie să le facem preventiv, așa cum spunea fratele păstor aseară, să ne rugăm preventiv pentru copiii noștri și chiar să adunăm, să slujim preventiv. Să știți că trebuie să facem treaba asta. Păi de ce credeți că a zis Zacheu, în zadar a zis Zacheu un lucru, și anume, jumătate din averea mea o dau săraci. I-a zis Domnul. O venit Domnul să stea de vorbă, hai să începem cu 10%. Nu, el trece așa, preventiv, nu cumva să nu fie bine, nu cumva să nu fie destul. Dumneavoastră așa faceți când dăruiți, când vă rugați, cu teama asta zicând, mă, nu cumva să nu fie destul pentru Dumnezeu. Și jumătate, după aceea, mă, nu cumva să nu fie. Și dacă am năpăstuit pe cineva, virgulă, dau înapoi, nu stă să se socotească mult, împătrit, auzi. Dacă stai să calculezi, cred că avea nevoie să împrumute din alte părți ca să primească, să plătească amul la toți ăia care i-a năpăstuit el peste tot. Dar face treaba asta. Face treaba asta. Și o face preventiv. Pentru că dacă Iisus Hristos, știi că toți, Zacheu însemna Iahve nu uită, din câte mi-aduc eu acum aminte. Și toți veneau, i-au pus părinții nume de pocăit, știi? Păi n-avea voie să dea mâna cu el pentru că era păcătos fiind vameș și n-avea cum să-i zică pe nume că iar era păcătos. Păi nu mai dat un evreu mâna cu el de nu știu când. Dar se oprește odată unul în dreptul dudului. Zacheie, dă-te jos. Numai că-i dă mâna, zice, trebuie să rămân la tine acasă. Cum? Până acum toți ăștia, parcă eram pe invizibil tot timpul. Bine, el era pe invizibil, dar mic de statură, că mai și acuză, mic de statură, tot cu nasul în buzunarele oamenilor, știi? O-s gata, asta evadez, mă urc în dud, nu mai vreau să mă gândesc la bani, la nimic altceva. Vreau doar să știu de Dumnezeu. Și după ce liderii l-au abandonat, și după ce oamenii evlavioși n-au mai dat nimic pe el, după ce că nici prietenii n-au mai pariat pentru că nimic cu, pe el, pentru că, mă, tu când ești cu pocăiții, când ești cu vame și când nu mai știm ce-i cu tine. În momentul acela a zis, vreau să mă uit peste mulțime, dincolo, mai departe. Pentru că vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și fiecare venire a noastră la casa lui Dumnezeu este o întâlnire, o întâlnire cu Dumnezeu. Îl simți aici? Simți cum Dumnezeu te cercetează? Știu că ai necazul, știu că îți tremură inima, știu că ți-i gândul în țară, știu că durerea pentru mama ta bolnavă e în inimă, știu că ești cutremurat gândindu-te la ce s-ar putea întâmpla cu copiii tăi aici într-o țară străină. Dar mai presus de toate astea, să știi că ești cu Dumnezeu care e prezent aici. Cineva spunea la un moment dat că evreii tot Eviul Mediu s-au purtat cu Biblia sub soară ca o patră portabilă. Nu așa sunteți dumneavoastră aici. Dacă l-aveți pe Dumnezeu, sunteți într-un fel de patrie portabilă. Singurul lucru care nu lipsește niciodată, nicio clipă, oricât ar fi de greu, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vă conduce. Binecuvântat să fie Domnul! Caută să rămâi glasul, glasul.
Și roagă-te lui Dumnezeu preventiv. Fă ceva preventiv, cum a făcut el. Că putea să strâzi glasul, ce faci? Șed. Și ce? Aștept, ce? Să merg în misiune. Nu, el face ceva preventiv. Există aici la dumneavoastră o legendă germană pe care am citit-o eu. Cum că într-un an de secetă, așa cum au fost anii trecuți în România, germanii au ieșit, cum ieșau și preoții noștri, cu enoriașii să se roage pe la porțile cetății. Și s-au rugat și ei și nu au venit nici ploaie și au fost foarte nemulțumiți și a fost o foamete. Și atunci ei împreună cu preotul au luat o hotărâre ce, la comitetele lor din astea bisericești. Să ne rugăm de data asta înaintea lui Dumnezeu la început de an și să-i zicem așa: Doamne, două lucruri vreți să-ți cerem, dar să faci cum zicem noi. Să ne dai soare la vremea potrivită și ploaie după cum vor fi rugăciunile noastre. Și Dumnezeu le-a zis: bine, foarte bine, vă ascult. Și ori plecat de acolo, a venit vremea acum a seceratului. Un grâu din ăla înalt, un spic din ăla gros, un fir din ăla gros, dar lipsea spicul, rodul, nimic. Și când se recolteze porumb, la fel, niciun ștulete. Supărați acum, se simțeau trădați până și de Dumnezeu. Doamne, ne-ai dat soare, ne-ai dat și ploaie, când ne-ai rugat, imediat ne-ai răspuns. Dar nu există rod. Păi n-ați zis voi că cereți doar două lucruri. Pe amândouă vi le-am dat. Dar voi n-ați cerut și al treilea lucru, care era vântul. Cum să se polenizeze grâu fără vânt și porumbul? Înțelegeți? Pentru ceea ce se întâmplă, obișnuim să dăm vina pe Dumnezeu. Ne rugăm uneori, poate, preventiv, dar doar ca să ne meargă bine, așa cum am făcut eu odată o prostie. Nu-mi prea place să zic lucrul ăsta, nu din cauza prostiei, că de aici aveți dumneavoastră de învățat ceva. Doar așa că am impresia că mă laud, dar dacă e să mă laud, uite, mă laud cu o prostie pe care am făcut-o. Mă aflam în Oltenia cu o grămadă de bani, pentru că tocmai vândusem poate cea mai bună mașină pe care am avut-o eu. Cercetare mare, vorbeam cu un păstorul dumneavoastră, cu fratele Costel Bogianu. Altcumva tinerii când ajung acolo în Oltenia. Într-un fel sunt în biserică când ajung acolo, nu-s mai ei. Deci, din punctul pozitiv de vedere, vreau să spun. Implicați, dacă lucrăm la o casă și ei, dacă facem donații și ei, dacă mergem pe stradă să predicăm și ei, implicați total. Ei bine, o cercetare mare într-o biserică din asta, din Oltenia, și am zis: Doamne, când mai am eu prilejul? Dar nu pentru acolo erau bani, într-o altă direcție, nu voi spune. Și am zis: când o să mai am eu atâția bani în buzunar? Cred că poate niciodată în viață. Da, și banii au ajuns unde trebuie, dar atitudinea mea, poziționarea mea înaintea lui Dumnezeu n-a fost bună. Că eu vândusem mașina aia cu un scop, să-mi ia una așa mai rapidă. Adică nu, în curbe îmi părea că nu așa, dacă îi dădeam motorul, mi se părea că îl coxez, Doamne, ca să ajung mai repede. Și eu în mintea mea, știți ce am avut? Dacă acum dau Domnului, El îmi dă ceva mai bun. Și apoi am ajuns la o mașină, știi, am rezolvat eu problema cumva, cu bani împrumut, cu colo, las că Domnul mă ajută, asta e mașina Domnului. Și nu a fost. Păi consuma, vă spun că după ce a cumpărat-o cineva de la mine, eu veneam din Serbia și am trecut prin județul Timiș și am văzut-o la poartă, la cel care o cumpărat. Doamne, bine că am scăpat de ea. A fost binecuvântarea lui Dumnezeu? Niciodată să nu încerci să-L șantajezi pe Dumnezeu. Tu nu faci trocuri cu Dumnezeu. Îți dau ca să-mi dai mai mult. Dacă El dă, aleluia. Dar nu de-aia îi dăm noi. Îi dăm pentru că îl iubim. Și de ce îl iubim? Aleluia. Pentru că Sfântul Ioan spune: noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Slăvit să fie numele Lui. De-aia îl iubim noi, pentru că El ne-a iubit întâi. Și pentru că ne iubește, ne dă unele lucruri. Binecuvântat să-i fie numele. Așa că avem aici detaliu dietei, după aceea avem detaliu ținutei. Detaliu ținutei. A două lucruri așa cu el. Era ușor de plecat cu el în misiune. O haină, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, din păr de cămilă. Ați gândit vreodată cum e părul de cămilă? Acum voi sunteți majoritatea tineri aici și dacă vă întreb dacă ați făcut armată, n-ați făcut, dar sunt și care cred că au făcut armată. Pe aici, când era frig în armată, abia așteptai să ai din pâzlă, nu știu,
să ai niște tălpiși din aia din pâzlă. Știți cum e pâzla, da? Așa. Nu-i fină, nu? Știi că este pâzlă cu care mai dai, de exemplu, este polizor, piatră de polizor, așa, aia e un grat. Și după aia, dacă vrei să faci fața mai netedă, o pui la pâzlă. Și ai tot un fel de de polizor, da? Mult, mult, mult mai fină. Părul de cămilă este echivalent așa, cu pâzlă, care nu-i nici subțire și finuță. Știi, când te îmbraci, să zicem, o zi caldă de vară, ci la dumneavoastră în Germania, într-o haină din aia groasă, cămașă din aia de gule rusesc de care vreți dumneavoastră, știi cum stai? Așa stai în ea. Nu cumva să te atingi, știi că te șmirgul, zici că ești îmbrăcat în hârtie abrazivă. Haină din păr, pe că să uita ăștia la el, ăsta e Ioan Botezătorul, el? Da, el, mă, dar nu pare, mă. Știi, dacă avea Ioan Botezătorul șofer și ce mere îl chemăm la noi la biserică să predice, păi el nu-l băga în seamă, îl lua pe șoferul și îl duceau la învol. Așa arăta Ioan Botezătorul. De ce? Că Dumnezeu a zis într-o zi, sau într-un vechi testament despre el, că va fi doar glasul celui ce strigă în pustie. Și a zis, Doamne, prin îmbrăcămintea mea vreau să-mi păstrez mandatul. Și mai avea și un brâu de curea. Dar nu era din ăla, din magazinele de Paci sau de la Franța, de pe Champs-Élysées, Pierre Cardin sau ceva. Nici vorbă. Doar un brâu de curea. De ce? Pentru că mijlocul trebuia să fie încins, ca să arate că face parte din oastea celui preanalt. Că cei care ați fost cătane, care ați făcut armată, știți că unul fără centură era dezertor. Da? Unul, dacă îl vezi, și la pașapoarte, dacă îl vezi, la poliție, la pașapoarte, fără șireturi și fără curea, să știi că ăla e un deținut, sau cel puțin așa, un reținut. Când vă puneți noaptea să dormiți în pat, nu dormiți cu centura. Dacă vii din Maramureș, mă, mie îmi place să dorm cu șerparul. Așa de bine mă simt să-mi rupă coastele șerparul, nu? Pentru că atunci ești deconectat. Petru când s-a aruncat în apă și a încins mijlocul. Când a fugit Ilie înaintea carului lui Ahab până la porțile cetății Israel, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că și-a încins mijlocul. Și pentru că mijlocul lui era încins, ăsta e detaliul, a putut să fugă în fața unor cai. Ați văzut cai când e frig afară, vezi de fapt taburul ăla care iese pânările lor. Da? Calul n-are o inimă obișnuită. Sunt animale care fug mai tare decât calul, dar pe un tronson foarte scurt, pentru că n-au inima calului. Inima calului. Inima calului e așa cât e un TDI din ăsta, 1,2. Așa, credeți-mă, ca să intre mult oxigen, de-aia rezistă el la fugă. Așa. Dar de când un om poate să fugă mai tare și să reziste mai mult decât un cal? Mijlocul încins. El și-a pus și brâul ăsta, după ce că era cămașa, putea să stea așa cu ea mai largă, că e mai lejeră, că nu s-atinge de corpul lui, dar chiar dacă e așa, îmi încinc și mijlocul, pentru că eu fac parte din oastea celui care este sfânt în vecii vecilor. Pentru că vreau să-mi păstrez mandatul acesta. Nu faceți, iertați-mă că spun așa, prostia de a umbla neîncinși cu adevărul. Nu umblați cu din astea, cu echipe. N-am stat de vorbă, să știți. La cine am stat în cazul ăsta de vorbă? Noi am vorbit de-a noastră de acasă. N-am vorbit de astea de aici, cu nimeni. Ce e aici, ce... Dar mă îndeamnă Domnul să vă spun acum, dar nu fă pact cu ăla care spune în așa fel că îți place ție acum pentru că e împotriva ăluilalt. Că ai să ajungi să ai nevoie de Dumnezeu și o să-ți fie rușine să-L cheme rugăciune. Sunt probleme, dragilor, și acuze pe care unii oameni s-au, că acum ai vremea din urmă, ce mai e? Și unii aduc niște acuze care nici măcar nu s-au întâmplat, ci tu, ca om, ca slujitor, ca frate, încep să dovedești că nu e așa. Știi că omul nu se bucură, nu ce slavă Domnului, am crezut că chiar așa ești, frate, dar mă bucur că nu ești. Când zice în 1 Corinteni 13 că dragostea nu se bucură de rău. Dar unii nu le convine nici atunci când dovedești că n-ai făcut treaba aia. De ce? Pentru că s-ar fi bucurat să fie rău. Asta e dragoste. Ăsta e mandat.
Și apoi, dragilor, mai apare și mândria aia, știi? În loc că Domnul ne zice, uite așa s-a umblat. Și eu nu vreau să vă prezint un conservatorism din ăsta, ceva care să nu puteți duce. Dar vreau, dragilor, să vă păstrați mandatul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Dacă vreți Duh Sfânt, dacă vreți familii sănătoase, așadar copii sănătoși și viitor pentru ei, țineți-vă de Domnul și de Biblie. Detaliu ținutei, foarte important să știți. Nu faci totul cu ținuta ta, nu faci totul cu baticul tău, nu faci totul cu Biblia ta care o ții la vedere, nu faci totul, e adevărat, trebuie celelalte, dar trebuie și astea făcute, să știți. Uite ce am pățit eu odată, vă spun, ca să învățați și din asta. Era un an, nu mai știu, 2010, și mă durea așa de tare gâtul. Nu m-am dus la doctor, dar m-am controlat eu la oglindă singur și am văzut o infecție acolo și am zis, dacă mă cheamă pe aici, pe undeva, nu mă duc. Dacă mă cheamă, nu știu unde să zic, biserici mari din zona noastră, la fratele Moise, dacă mă cheamă la Elim, dacă m-ar chema, nu m-aș duce, domne, bolnav rău. Și știți ce? Mă sună atunci unul dintre liderii de la grupul Speranța. Știți, Speranța care cântă, da? Gorcea cu așa. Frate, uite, mai avem două localități și ar trebui să facem programare. Nu vrei să predici în două orășele să vii cu noi? Și atunci am început să mă masez. Bă, parcă nu mă doare așa rău. Știi? Și am zis eu, dacă zic nu acum, veci nu mă mai cheamă ăștia. Drept e că nici nu m-am mai chemat, dar atunci am zis da. Și n-am fost corect în fața lui Dumnezeu. Și am plecat, avea microbuz, am zis, nu mă duc singur. O iau pe nevasta și dacă se poate și un copil doi. Că numai odată-i tata pe stadion, nu? Pe platforma aia acolo, să poate mai fac și o poză. Că tot am vorbit aici de tehnologie. Și îmi pusesem costumul ăla nou pe care nici nu l-am purtat. L-am luat un pic așa într-o garderobă, bunii. Las că o fi la un eveniment, atunci le-au pe mine. Și l-am luat și am ajuns în localitate, știți unde am fost? La Roșia Montană, prima, unde a trebuit să predic prima zi. Și, na, cum am microbuzul, trebuie să iau hainele pe mine, costumul, iertați-mă că vă spun lucrurile astea. Dar nu puteam să-l închei, că n-avea ce-i trebuie. Și nici curea, am uitat să-mi pun curea. Și, Doamne, cum mă duc așa, mă, cu mijlocul neîncins? Îs eu acum de stat în fața oamenilor? Și ne-am uitat pe acolo, niciun magazin, oameni sărași, nu magazin de haine. Și m-am oprit undeva că niște oameni lucra printre flori acolo, într-o grădinuță, la stradă. Și zic, n-aveți cumva, vă rog, să-mi dați un ac și o ață. Probabil că fier vechi s-a aștepta să cer, sau altceva, sau da ac și ață. Da, dar oamenii cumva așa, știți, cu bun simț, mi-au dat ac și ață și de la casa aia înaltă iese un ins de acolo. Și ce totuși, că, dar ce vreți până la urmă, ce căutați? Păi zic, eu normal aș avea nevoie de o curea, dar dacă îmi dă ac și ață și un nastur, e bine. Stai mă că-ți duc eu o curea, dar unde te duci? Uite acolo, zic, un s-aude, am spus eu că-s predicatorul, știi? Acolo un s-aude muzica, că deja se cânta acolo pe stadion. Și vine el și mă aduce o curea cu o cătăramă, nu exagerez, ruginită, dar ruginită, cred că era din anii 70. Ruginită și o iau, bună, că e ruginită, cum nu? Să am mijlocul încins, să mă pot duce acolo. Mă uit mai atent pe cătăram, avea ceva așa în relief, știți, mai în afară, un sportiv, așa, și acolo scria așa cu litere tot în relief ruginite, Hai Poli. Mi-am pus aia și zic, nu, acum, pe, n-am vrut eu să ajung pe stadion. Uite că acum mi-a dat Dumnezeu curea, numai bună pentru stadion, cu Hai Poli. Am ajuns acolo cum sunt aici, așa, și am început predica. A început o ploaie, pe cum eram distanță așa de tribună, cum sunt frații de pe ultimele rânduri. Și a început o ploaie torențială, că nu m-auzeam eu pe mine, știți ce zic. Și când a fulgerat odată, toate alea s-au oprit, și microfon, și toate, îl mai auzeam pe fratele din spate. Nu te opri, nu te opri, l-auzeam. Păi nu m-am oprit, dar vreau să vă spun că nu știu dacă ziceam ceva inteligibil și la un moment dat am văzut cele mai apropiate stele de pământ, stele verzi. Atât am strigat eu pe la mormântări, pe la stăruințe, pe la asta, dacă acolo, niciodată. Și am primit o lecție.
că dacă vrei să fii biruitor și să-ți păstrezi mandatul, trebuie să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin? Domnul să ne binecuvânteze. Și mai există, dragii mei, un detaliu acum al acceptării unui mandat. Uite ce zice aici unul dintre versete. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Versetul 14. Vreau să vă întreb ceva. S-a lăudat Ilie cu asta? Poate au ajuns la urechile lui. Iisus a zis despre tine că tu ești Ilie care trebuia să vină. S-a dat el mare cu asta? Parcă n-ar fi zis asta. Și acum zice, ca să vedeți de mandatul lui, de ce l-a ales Dumnezeu tocmai pe Ilie și de ce a văzut Ioan un mandat atât de puternic în chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu? Toți prorocii, cât de mare a fost Ilie, că zice Domnul, dintre cei născuți, nu din femeie, când zice din femeie, face referire la Domnul Iisus, dintre cei născuți, din toate femeile, din femei, zice, nu este niciunul mai mare ca el. Dar de ce? Că vedem că lucrarea lui atât pare așa de mică, el neimportant. De ce e cel mai mare el? Vedeți? Zice, toți prorocii și toată legea a vorbit despre Iisus Hristos. Dar Ioan Botezătorul a putut să arate spre Iisus, să zică, El este. Să-L arate. El este. Și eu nu sunt vrednic să mă aplec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Și-a acceptat asta, s-a bucurat. Și uite, tu așa de mare o să fii, că nu vei fi în stare să dezlegi curelele încălțămintelui. Celui care va fi verișor cu tine. Vă faceți aminte, când a intrat Maria la Elisabeta, știți că există, să știți, Iosif Flavius și cei care au fost istorici în vremea aceea au consemnat lucruri, nu în Biblie, în istorie, despre Ioan Botezătorul. Se credea că este mort copilul în pântece, că nu mișcase deloc până în clipa în care a venit Iisus Hristos. Aici Biblia spune, ei nu mai spun treaba asta. Biblia spune că atunci când Maria a intrat la Elisabeta, i-a tresăltat pruncul de bucurie în pântece. Binecuvântat să fie Domnul. Că acolo unde vine Iisus este viață. Și în orice fel de viață, viață din belșug, mărire Domnului. Și scumpilor, uitați-vă acum la mandatul acesta. În vremea în care la evrei se chema, se anunța de fapt venirea mirelui, se alegea un om foarte distins. Nu unul din ăsta pușcat într-o aripă, că e la nuntă. Unul sănătos, cu demnitate, prezentabil, din toate punctele de vedere om, ca să fie credibil. Și omul ăla mergea, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie, omul acela, Matei 25, parcă, se ducea înainte și spunea, veniți ieșiți, pentru că trebuie să întâmpinăm mirele. Vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Și oamenii îl credeau. No, ăsta a fost mandatul lui Iisus Hrist, lui Ioan Botezătorul înaintea lui Iisus. De-aia e glasul celui ce strigă în pustie. Iată că vine mirele, să ieșim în întâmpinare. Și totuși ce zice cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedeți cine sunteți dumneavoastră. Nu-ți fi nemți, nu-ți lucra la IT, pacii, nu vă bagă salariați la primărie, nu sunteți în administrația locală, dar cine sunteți dumneavoastră? Viața poate fi ascendentă, descendentă, dar niciodată, dragii mei, nu trebuie să ajungeți să fiți în decadență. De ce? Pentru că sunteți cineva. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa. Totuși vă spun că cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Care e cel mai mic de aici în împărăția lui Dumnezeu? Când va să vină. Care credeți că e cel mai mic? Hai să ridic eu. Dumneavoastră sunteți mai mari, nu decât mine. Slavă Domnului! Cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu va fi mai mare decât Ioan Botezătorul. Va fi mai mare decât Ioan Botezătorul. De ce credeți? Permiteți ca să vă întreb, de ce vom fi noi mai mari ca Ioan Botezătorul în împărăția lui Dumnezeu? Fiindcă pentru Ioan Botezătorul nu s-a vărsat sângele lui Iisus Hristos. Numai noi suntem răscumpărați prin sânge. Doar de aia. Înțelegi cine ești tu? Deci sunt un pitic. Da, dar un pitic pe vârf de munte vede mai bine decât un uriaș din vale, nu? Și chiar dacă ești pitic pe munte, tu ești împreună cu Iisus Hristos. Mărire lui Dumnezeu. Nu vreți ca la urmă să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască putere să ne păstrăm mandatul pe care l-avem?
Uite, cred că la Tozer am citit lucrul ăsta, că într-o biserică a intrat odată un tânăr și după ce a ascultat Evanghelia, păstorul, cum avea obiceiul, a ieșit la urmă să stea de vorbă cu câțiva pe acolo și s-a întâlnit cu tânărul ăsta, mic, foarte mic, și de culoare, adică negru, avem permisiunea în limba română să spunem treaba asta, da? Negru, mic. Cum te-ai simțit la noi? Pătruns. Domnule pastor, pătruns. Și să știți că de astăzi îți dedicat. Da, ai nevoie de ceva, că asta, nu? Parcă e tipic românească întrebarea asta. Te putem ajuta cu ceva? Bine ar fi să zică nu. Dacă zice da, n-avem încotro. Și el a zis, ați putea. Cu ce? Dați-mi o biserică! Când au zis, o speria, nu? Cu asta e problema. Asta nu înțelegi. Cum astăzi te-ai predat, tu vrei biserică? Și zice, auzi, ne mai rugăm pentru tine, mai stăm de vorbă și săptămâna viitoare, dacă mai vii duminică. Și omul a ieșit pe ușa bisericii și aproape o lună de zile nu a mai venit la biserică. După o lună vine înapoi și păstorul, cumva așa, simțindu-se, mă, poate că l-am supărat, poate că nu i-am zis bine, am pierdut un om care era posibil să se mântuiască aici. Și nu te-am mai văzut aproape o lună. Zice, da, pentru că după ce am ieșit de aici, de la biserică, vedeți că în partea aia e pădure. Am dat așa, văd. M-am tot dus pe drumul ăla în pădure. Da, și m-am tot dus. Păi până unde te-ai dus? Până m-am oprit într-o grotă. Și 27 de zile am stat în post și rugăciune acolo înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-mi vorbească și să-mi spună concret așa. Dacă eu nu trebuie să vestesc Evanghelia, să-mi spună nu. Tu nu ești chemat să faci treaba asta. Ei, și ce ți-o zis Dumnezeu? Întreabă păstorul. Știi, și el atunci, mic, negru de statură, dați-mi o biserică. Când a auzit păstorul, a zis, chiar că e problemă cu ăsta, dacă apucă să se boteze, ăsta fi omul problemă. Și a zis, uite, noi miercuri, ca în România, noi miercuri avem ședință de comitet, mai vorbesc cu frații acolo și tu mai vii duminica aialaltă și îți dăm un răspuns. S-a dus fratele la comitet, păstorul și-a zis, bă, să știi că cu unul o să avem o problemă foarte mare. Deci, uite, vine de o lună de zile și vrea biserică, nu știu unde să crede el. Și unul de acolo, că întotdeauna există câte unul mai isteț așa la comitet, zice, da, auzi, frate păstor, n-avem noi aici la marginea localității, a orășelului nostru, un hambar și este acolo o încăpere de 5 pe 5 metri, 3 surori, și un frate care mai pleacă din când în când și n-are cine să predice. Și le-am zis să vină să fie împreună cu noi, că așa era o sub-biserică cumva, da? O filie de-a bisericilor. Dar nu vor, că ei au de la Dumnezeu vestit prin cuvânt profetic că Domnul o să facă, că Domnul o să ridice și surorile stau acolo și postez să rog. Trimite-l acolo să predice. Și l-a trimis. Și în 2 ani de zile s-a întors la Domnul 1000 de oameni. Și 15 ani de zile, păstorul ăsta, mic, de culoare, își lua în perioada în care el a stat în grotă, cele 27 de zile, își lua rămas bun de la biserică, le dădea de lucru fraților, aranja tot în biserică și 15 ani se ducea și stătea în post necurmat, zi și noapte, 27 de zile, ca Dumnezeu să dăruiască bisericii în care l-a pus să slujească biruință. Și Dumnezeu a dat-o. Și eu cred că și la Maranata, Domnul poate să dea biruință. Domnul să lumineze toate mințile alea care poate au fost întunecate de diavolul și a spus, nu mă, nu mere la voi, nu o să se poată. La voi au fost prea multe în ultima vreme, la voi sunt prea mulți care sunt așa cu idei diferite, voi sunteți prea colorați cu tot felul de principii, doctrine, din zonele din care veniți. Nu, Dumnezeu poate să lucreze. Viu este Dumnezeu. El poate să ierte păcătoși aici, chiar în dimineața asta. Cred într-o eliberare pe care Duhul Sfânt o poate face. Cred, dragii mei, într-o vindecare a inimii bisericii, într-o unitate pusă pe mișcare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Cred că dacă îi creăm lui Dumnezeu un culoar larg, El va intra prin Duhul Sfânt și va mișca orice inimă. Și va lipi cei de lipit, și va vindeca cei de vindecat, și va întări cei de întărit, și va da izbândă acolo unde e nevoie de izbândă, și va da pâine celor care se tem, și va da înțelegere căminelor care nu au, pentru că El este viu și pentru că El este Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Amin. Credeți în lucrurile astea? Amin. Domnul să vă binecuvânteze! Mergeți când vă dă Dumnezeu putere în ascendență. Dacă va fi și descendență uneori, să fie, dar tot cu Dumnezeu, ca să n-ajungeți niciodată la decadență și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.